Salutare și bine ați venit pe expertorial.ro. Numele meu este Dragomir Florin, iar în tutorialul de astăzi am să vă explic cum să faceți un stick bootabil decât cu un program de creat unități virtuale și command prompt. Pentru început, eu am să adaug unitatea virtuală. Am să montez și imaginea bootabilă. Eu am să montez o imagine de Windows, Windows 7 Notebook EPC. Putem chiar să verificăm dacă fișierele s-au montat cu succes. Da, se pare că fișierele Windows-ului s-au copiat cu succes în unitatea virtuală. Iar acum apăsăm Start și aici scriem la Search Program Send File, scriem CMD. Aici cam în command prompt o să facem toată treaba astăzi, decât din niște simple comenzi. Pentru început scriem disk part, după care scriem list disk. Ne-au apărut discurile disk 0, disk 1 și disk 2. În cazul meu, disk 2 reprezintă stick-ul care l-am conectat la laptop. Acum selectăm. Va trebui să scriem cu litere mici pentru că, din câte știu eu, nu ia comenzile cu majuscule la anumite comenzi. La aceasta cu litere mici. Select disk 2, în cazul meu, după cum vă spuneam. Comanda următoare, clean. Acum va trebui să creăm partiția primară prin comanda create partition primary. Am creat-o cu succes. Va trebui să selectăm partiția 1. Select partition 1. Am selectat-o. O activăm prin comanda active. Acum va trebui să formatăm stick-ul prin comanda format fs egal fat32 quick. Așteptăm să se formateze stick-ul. S-a formatat cu succes. Scriem exit, leaving this part. Iar tot ce mai ne trebuie de făcut este să copiem fișierele din unitatea virtuală pe care noi am creat-o cu Diamond Tools. În cazul nostru am copiat un Windows. Am montat un Windows. Să le copiem de aici, din G, în J. Adică în stick. Această chestie o să facem tot printr-o comandă din command prompt. Scriem x copy g slash g două puncte, pardon, slash steluță punct steluță spațiu slash s spațiu slash e spațiu slash F spațiu, iar acum va trebui să trecem litera stick-ului. În cazul meu este J. Deci voi scrie J două puncte slash. În acest moment se copiază fișierele din unitatea virtuală pe care noi am creat-o pe stick. Durata acestei copii de pe unitatea virtuală pe stick depinde și de performanțele calculatorului, dar și de stick sau de porturile USB, dacă sunt 2.0 sau 3.0, chiar și la stick există această opțiune cu 2.0 și 3.0. Depinde de la caz la caz. Deci tot ce mai e de făcut este să se copieze fișierele cu succes. Vă va apărea un mesaj la sfârșit câte fișiere s-au copiat și dacă s-au copiat cu succes. Deconectăm stick-ul de la calculatorul unde noi am creat stick-ul bootabil și îl introducem în calculatorul în care vrem să-l formatăm. Tot ce mai trebuie de făcut este să intrați în BIOS și să selectați în loc de CD-ROM sau DVD-ROM, selectați opțiunea USB. Și veți formata calculatorul prin modalitatea de USB bootabil. Cam atât pentru astăzi, sper să vă fie de ajutor acest material.